Bună, dragilor, bine v-am regăsit! Momentul de astăzi este dedicat stării de bine, frumuseții, schimbării de look și tuturor lucrurilor pozitive pe care le aduce în viața unei femei o schimbare de look. În cazul meu, știți că vă mărturiseam acum ceva timp că mă confrunt cu o reală și masivă cădere a părului, lucru considerat de specialiști normal după naștere, însă, din punctul meu de vedere, era o mare problemă. M-am gândit că ar fi un lucru bun pentru mine să-mi schimb locul. Îmi doream o coafură nouă, ușor de întreținut, care să mă ajute să lupt împotriva căderii părului și să-mi dea și senzația aceea de schimbare, de noutate și să fie cu totul altfel față de cum eram înainte. Astfel, am ajuns la Oca Studio. Este locul unde eu am reușit să-mi readuc starea de bine, unde am fost răsfățată și unde am reușit să-mi schimb look-ul așa cum îmi doream. În momentul în care m-am tuns și m-am coafat, s-au urcat poze și pe Instagram și pe Facebook și m-am decis să vă invit și pe voi să mergeți împreună cu mine din nou la Oca Studio și să le adresăm fetelor tot felul de întrebări. Vreau să fie un fel de ședință în care noi, mămicile, să aflăm de la ele mai multe secrete. Astfel, vă rog frumos, în bara de comentarii de sub acest video, să-mi puneți întrebările voastre, ce ați vrea să aflați de la ele. Prima întrebare am să le-o adresez eu. M-am gândit așa, să le rog să-mi explice cum ar trebui să procedeze o mămică care și lucrează sau care trebuie să plece repede dimineața de acasă, deci nu are foarte mult timp la dispoziție să se aranjeze, să se machieze sau să-și coafeze părul. Deci cum ar trebui să procedeze ea și ce ar trebui să facă ca să arate bine. Astfel, aștept întrebările voastre, aștept sugestiile și tot ce doriți să aflați de la ele și promit că le notez și merg împreună cu toate întrebările voastre la fete să aflăm de acolo mai multe detalii, mai multe tips and tricks și să plecăm de acolo cu informații noi care să mă ajute și pe mine pe de-o parte, dar și pe voi, dragilor, pentru că știți că întotdeauna eu împărtășesc tot ce aflu și să ne facă să ne simțim bine. Suntem mămici, frumoase și puternice. Închei aici intervenția de astăzi, mulțumindu-vă ca de obicei și până data viitoare, vă pup și vă doresc numai bine. Pa, pa!